Bună ziua! Astăzi voi face un strudel pentru că am avut niște fructe așa exotice congelate și am zis că hai să le fac. Ce este? Papaya? Papaya, piersică, mango, struguri. Sunt mai multe. Și am avut și a luat ăsta congelat și am zis hai că mere numai bine un strudel acum dacă fac de fructele astea și încă am mai avut o conservă din asta de pere și le voi tăia și pe astea și le adaug acolo. Ce-i baiu, Daci? Vrei și tu? Asta e compotul meu preferat, când eram mic mai ales. Da. Trebuie să îl tăie și pe ăsta. Să știi că nu e ca pe vremuri. No, bine, acum cum să fie ca pe vremuri? Normal că nu-i ca pe vremuri. Eu vreau altceva să fac cu perele astea, dar am zis că hai să le adaug în strudel. Fac așa un strudel. Pierdem, William, ce avem noi în păr. Da. Câte cantitate ai avut acolo la alea congelate? Nu știu că a fost început și chiar nu știu cât a fost. Am 200 de grame aici, aproximativ, să zicem că 200 de grame, mult nu cred că e. Puteai să cântărești. Să mai pun? Mai pun un pic și după aia cântărește. Cât e în total, nu? Ce faci cu asta, mami? Fac strudel. Ce se doamnă, Natalia? Să văd, îi place? Natalia? Perele știu că îi place la Natalia. Îți place? Mhm. O să mai iau încă o conservă din asta de pere, că mai vreau să fac ceva cu pere. Ce vrei? Să cântărești, ok? De ce ai pus tot? Văd că l-am pus pe tot. Da, bine ai făcut. Ce mai? Deci tot ar veni 400 de grame, 460, și cântărim tot. Deci, în loc de zahăr, ne-am gândit să punem... Îndulcitor sirop. Natural de agave, sirop. Agave, da. E chiar foarte fain. Nu influențează gustul. Așa. E doar dulce, un sirop dulce. E suficient. Cât ai pus o lingură? O lingură. Ok. Și punem și migdale măcine pe câteva linguri ca să lege. Pentru că o să lase, fructele o să lase așa zeamă. Deci astea sunt migdale măcinate. Cum iasă, cred că mai trebuie. Nu știu de ce n-ai dat drumul la lumini. Nu știu, eu care dădeam drumul la lumini. Așa, 3, 4. Angie, ai merișoare. Nu mai am. Mamă, ce fain cu merișoare. Știu. Ar fi fost fain. Câte lumuri au fost? 5? N-am numărat. Că mai... Întrerupt. Gust să vezi dacă e suficient de dulce. O să vedem. Pita noastră cu defectiune. Da, și am deja să-i dau drumul. Hai să văd. Poate s-o reparat între timp. Nu s-a reparat. Deci noi dăm drumul, nu mai pornim și ea... Stai, mama. Ia. Am mai făcut așa, dar și-o revin singură. Da, și-o revin, dar acum nu știu dacă își mai revine. E prea dulce, mami. Pune-ți așa pe linguriță ca să vezi cum e. Pe linguriță. Așa, deci l-am pus pe tot.
De ce special? Știu eu că e 6 linguri. Da, e de dulce, e destul de dulce. Deci e bine. Bun. A, și să pun și esență de lămâie. Vanilie. Vanilie, da. Mă scuzați. Să-l pun tot? Am mai rămas un pic. Bun. Așa. Și amestecăm. Bine, bine. Foarte bine. Să învățăm. Nu o să facem. Nu? Foarte bine să luăm. Da. Așa. E ok, eu zic. Nu? Să cuși eu. Asta. Așa. Și acum îmi pregătesc. E bun? Și miroase foarte fain. Da. Așa. Și acum desfac aici și trebuie să întind aluatul. Așa. Deci problema că s-o prea muia, că eu l-am scos azi dimineață. Oh. Știi? Că e plin la congelator. Da, exact. Exact. S-o pun la congelator. De care e asta, Hamji? Murărița. Murărița? Da, a luat de foietaj. Murărița, eu știu că am mai luat murărița și îmi place foarte mult. Murărița. Să-l înting un pic. Ok. Sper că nu se lipește, că am pus făină să nu se lipească de din jos. Că altfel nu fac nimic. Ok, hai să pun conținutul. Am închis mașina cu apa asta. Păi cum ai văzut? Cu... A, nu i-ai dat drumul, Angie? Eu nu i-am dat drumul. Super! Tu, că tu ai... Da, nu știu să vorbesc. Tu ai pus pastilă, tu ai... Da, și am vrut să mai aduc probabil ceva de dincolo și... Cred că și n-ai mai reușit. Nu i-am dat drumul și tu nu te-ai gândit să-i dai și tu... Nu, drumul. Că eu am crezut că i-ai dat drumul și... Okay. Uite, uite dau acum și am apăsat altceva. Acum mă chinui. Bun. Așa. Ia-mi un pic. Să fac o poză. Ok. Nu-i prea mult conținut. Nu e un pic prea mult conținut, dar nu-i bai. Dacă pentru că... Nu-i dai drumul. Da, trebuie să-i dau drumul. La cât? Cu ventilație. Cu ventilație 100. Bun, 200. Bun. Bun, 200. Așa. Deci puteți să-l pun așa, știi? Un strudel foarte fain. Să-l pun așa, e mai bine așa. Așa, 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 foarte frumos. Nu. Vezi? Și mai trebuie ceva. Mai trebuie un pic de... Da. Ou. Și un pic deasupra presar, un pic de... Și mai trebuie ceva. Ce? Să dai așa cu cuțitul. A, da, normal, normal, așa fac. Ok. Să îl pun aici, normal, trebuia să pun aluatul. Direct pe tavă. Așa. 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 Și acum îl tai așa, cum ai spus tu, știi? Cu ăsta vrei? Nu știu, nu. S-am dat și un cuțit. Deci așa, așa. Yeah.
Pele? Da. Unger. Acum. Bine. Foarte bine. Să ungem un pic. Ai pus sare? Nu. Nu știu. Așa, ungem un pic să nu se usuce așa, cum se zice, aluat. Și o să capete culoare frumoasă. Eu și lucrez cu mâna cealaltă. Așa. Așa. Eu sunt multitasking. Nu știu, am gândit că hai să fac fructele astea ce au rămas acolo și am avut și aluatul ăsta acolo. Eu și așa aș fi mâncat așa un strudel fără zahăr. A intrat o reclamă, m-am speriat și eu. Ok. Și acum pun un pic de zahăr din asta deasupra. Presar. Asta, mi-ai spus că fără zahăr, dar pun zahăr. Am zis, dar pun așa deasupra puțin. Asta e cu scorțișoară. Cu scorțișoară. Și pun așa un pic deasupra. Cine dorește, cine nu, să nu pună. Dar eu m-am gândit așa că hai să pun deasupra așa un pic de... Nu te gândi bine, trebuia să lași curat. Așa că mie îmi place foarte mult scorțișoara, sincer. Ok, de obicei. Bun. Bun. Îl punem la cuptor. Acum nu știu cât o să steie. O să vă spun aproximativ cât o stă la cuptor. Dar cred că jumate de oră, 40 de minute, cam așa stă. Normal. Hai să fac o poză. Uite, minute, așa, pe lateral. Așa păresc. Ok. Deci la foietaj trebuie obligat cu ventilație căldura. Da. Uite că eu n-am făcut bine. Am uitat că e aceeași. Ca să crească frumos. Da. Așa. Ok. E bine. Pe curând. Bun. Strudelul nostru e gata. A stat 40 de minute la cuptor. Așa. Ce fain arată. Ok. Și acum urmează să facem sosul de vanilie. Bună ziua. Angie vrea să fac eu un sos de bulincă de vanilie. Că de parcă ea nu știe să fac. Nu mai trebuie să fac eu. Da. Și deja m-am obosit. Uitați. Ok. Aici nu e cu măsură, aici e după ochi, eu așa am făcut. Am pus un pic. Natalia, e cu Pepi. Am pus un pic de lapte. Așa. Și acum? Acum dau drumul la căldură. Am așa e prea mult. Am un pic de... Pun deocamdată o lingură de budincă, de vanilie. Amestec, bine. Mai pun pe rece. Plita noastră e defectă. Îi trebuie un pic de timp să se trezească. Nu știu dacă o să mai trezește. Nu știu dacă mai... Trebuie să o ducem, să vedem ce are. O ducem la remat. La doctor. Remat e altceva. Să dau un pic mai tare. Am dat pe minus. Așa-i cu... Așa-i cu...
lapte, prea turbo, e... Mai pune lapte. Cum cheamă Angel? Superman. Inducție. Păi da, e pe inducție. Dar n-am făcut cocolașe. Ce n-am pus zahăr? Dar nu folosesc zahăr, folosesc un pic de sirop din ăsta de agave, că l-avem de mult timp și nu l-am folosit. Și e fain, e bio, foarte plăcut la gust, dar pun când e aproape gata. Să mă dau un pic mai tare acum. Acum un pic de lapte. E mai fluid. Eu cred că mai trebuie un pic de sos. Că la Natalia îi place așa ceva. Mai pun, mai pun o limba. Okay. Ce faceți? Facem un sos. Facem un sos de vanilie, o să-ți placă. Și uite aici cu plăcintă. Vezi? Dar ce faci cu plăcintă? O mâncăm. O mâncăm. O să vezi. O să vezi ce bun e. Gelatina! Budinca. E budinca, mama. Vă rog, budinca. Stăm. În cauza aia. Ei îi place budinca. Acum iar... Trebuie să dea înclocot. Să mai îngroșe. Păi da, merge repede. Apoi că dacă dau pe 1200 nu merge așa pe repede. E bine. Pune și siropul. Dau după ce vrei să faci tu? Nu, nu mai. Vezi că e suficient. Da, un pic mai fluidă. Te-ai udat puțin. Ai luat papucii mei. Trebuie să punem aici. Da. Da, stai să se răcească un pic, că după aia... Da, deci trebuie un pic să se răcească. Vezi că îi dai drumul la... Sperăm că nu. Că sărim în aia. Și eu adică și acolo mai fierb. Dar aici nu merg. Pinge cătura, dar sunt încălzită la oameni. Ok, gata. E bine. O lingură. După gust. Da. Gust amintiat. Deci prăjitura mea arată super. Și acum, vedeți? Tu nu ai făcut poze, așa-i? Nu. Când mi-ai scos-o de cuptor, am făcut. Mai trebuie o lingură.
plăcută. Nu. A treia lingură. Dar nu e, nu e. Asta nu e ca și zahăr. Știu. Știu că nu e ca și zahărul. E super. Deci acum a început să prindă un pic de aromă de dulce, gust de dulce. Și mai pune un pic. No, mai pune. Așa. E ok, zic eu. Da, am terminat și sosul și acum punem pe farfurie. Nu mai am mâini de lapte la cafea. Un pic. Trebuie să mergem la Kaufland. Da. Ok, noi hai să facem farfurie. Pune pe pauză, un pic. Ok. Așa. Ok. E bine, zic eu. Dacă zici tu. Eu zic că da. Aia e dulce? Da. Dulce. Bravo. Știu că vrei multe. Dar arată bine. Uite ce bine arată. Wow. No, nu m-am așteptat să arată chiar așa de bine. Uitați aici. Deci, super. Ok. Arată chiar super. Vedeți? Deci, cu ce am avut în casă, cu aia am făcut. Vedeți-mă. Nu pune și un pic de sos. Normal, așa se mănâncă. Ce normal, cum să mă fără. Da, așa se mănâncă în străinătate, strudel cu sos de vanilie. Care un pic s-a prins, după cum văd. Asta nu, e bă, inducția, ce să știu să zic. L-am luat imediat, văzut. Foarte bun. Deci noi când am mers în străinătate și am mâncat la un local, restaurant, patiserie, cofetărie, mi-au pus pe pat de sos de vanilie. Da. Deci, aceasta a fost realizarea mea și a lui Dacii. El a participat la sos și eu la ștrungă. Deci, am prea mult. Da, bun. Încercați și voi. Este foarte bun. Am avut fructe așa la pungă, congelate, și am adăugat pere la conservă. No, asta am avut în casă, asta am făcut și am avut și, cred că, 150 de grame de migdale măcinate. Și am pus acolo și uitați ce bunătate a ieșit. Ok, vă lăsăm pe data viitoare. La revedere!